Știe povestea fiecărui angajat, le strânge mâna privindu-i în ochi și oferindu-le încredere în fiecare zi. Emmanuel, how are you, sir? Sir, good morning. Good morning. Good. It's getting cold. It's getting cold, you probably need your jacket. You think? Este incredibil cum cunoști numele tuturor de aici. De ce? Păi așa trebuie să-i înveți de la început. Dacă tu nu-i recunoști pe ei după nume, ei nu folosesc numele cu clienții. Câți angajați sunt în hotelul ăsta? Între 550 și 600. Nu cred că le și totuși numele tuturor, dar cred că 90%. Majoritatea, da. Cum reușești? Sunt multe trucuri care folosim în hospitalitate să ținem numele minte, dar nu este un truc. Cu cât vorbești mai mult cu ei și cu cât interacționezi mai mult cu ei, cu atâta înveți mai bine numele lor. Și eu îmi petrec mai mult de 50% din ziua mea e pe floor. Sunt cu angajații, vorbesc cu ei, interacționez cu ei, am ședințe cu ei lunare, învăț despre familiile lor, învăț despre ce le place lor, deci îi tratez la fel ca și clienții. Dacă îi tratezi ca pe un client, ei îți vor trata clienții cum îi tratezi tu. Când te gândești un general manager de la un hotel cu 500 și de angajați, că poate să facă chestia asta, adică mi se pare că ești foarte atent, mi se pare că ești extrem de apropiat de ei, într-un sens bun, adică... Sunt familia mea. De multe ori am mai mult timp la servici decât am acasă. Cu cât interacționez mai mult și cu cât înveți mai mult despre ei, cu atât poți personaliza leadership-ul pe care îl dai. Cum te simți să privești clădirea asta din exterior, care este absolut imensă, și să te gândești, practic, că tu coordonezi fiecare cameră de acolo, nu știu? Este o mândrie extraordinară și, într-adevăr, de când se construia clădirea, a fost un vis al meu să lucrez aici. De aceea respect familia Trump foarte mult. Mi-au dat încrederea să... Ăsta este unul dintre cele mai mari proprietăți pe care din punct de vedere financiar, și am fost foarte, foarte mândru când m-au întrebat dacă vreau să vin aici din Washington DC, și am fost mi-a stat inima un pic. Cu muncă multă poți să faci ce vrei în America, ăsta e secretul, nu? Să muncești. Toată lumea zice că visul american, exact, este perfect, dar nimeni nu-ți spune cât trebuie să muncești ca să poți să ai un vis american. Deci, într-adevăr, este o țară în care dacă muncești, poți să faci ce vrei, dar nimeni nu vorbește despre cât trebuie să muncești. Câte nopți nedormite, câte sacrificii, cum spuneai, stai mai mult aici decât cu familia până la urmă. Da, 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 și weekenduri, sărbători. Eu nu mi-aduc aminte să fie avut vreun an nou liber fără să lucrez, sau vreun Crăciun, sau vreo sărbătoare din astea de care sărbătorim aici, dar... Mă rog, astea sunt sacrificiile pe care le faci dacă vrei să ai o viață bună aici. Gabriel a ajuns în cele mai exclusiviste cercuri sociale din Statele Unite ale Americii, iar cele mai valoroase lecții de business le-a învățat de la cei mai buni. Știi atât de multe despre angajații tăi, sunt niște lecții și niște valori pe care probabil le-ai învățat tot de la familia Trump. Eu cred că așa își tratează și ei angajații. Știi, spuneai că ești recunoscător pentru șansa pe care ți-a oferit-o și că au avut încredere în tine. Așa mă tratează ei pe mine. Deci de multe, multe ori am petrecut zile și nopți întregi cu ei în proiecte care le-am făcut în trecut în Miami și în Washington DC. Când am început renovările și proiectele de deschidere, ei au fost cu noi acolo câteodată de dimineața, de la 5-6 dimineața, se implică până la miezul nopții. Și chiar ce e foarte, foarte interesant, e câteodată zboară de la New York dimineața și ajung aici la 8. Deci ei trebuie să plece de acolo la 5 dimineața, nu? Să ajungă aici la 8. Și pleacă de aici la 6 seara și te gândești că se duc acasă, dar de fapt se duc la birou, că încă mai primești comunicări despre ce au făcut în ziua aia cu noi. Ce am învățat de la ei, cum muncesc, este extraordinar. Și dacă stai să te gândești, nu le trebuie să muncească așa. Că au echipe peste echipe care lucrează pentru ei, dar se implică extraordinar. Ești un familist convins. Cum reușești să ții echilibru între muncă și familie? Nu este ușor. Că până la urmă, la sfârșitul zilei, tot numai 24 de ore sunt într-o zi. Dar eu nu aș fi putut să ajung unde sunt astăzi fără suportul familiei. Și începe de la familia mică din România, cu părinții mei, cu sora mea,
Totdeauna m-au sprijinit foarte mult și cu Scrima în țară și cu tot ce am făcut acolo. Dar aici, de când am venit și sunt acum cu soția mea, fără ea nu aș fi putut face nimic. Să conducă Trump Tower a fost visul lui Gabriel, iar el spune că un țel trebuie să fie suficient de mare încât să-ți dea fiori. Știi, de mic am avut foarte mari ambiții. În visurile mele, de la a fi gunoier la a fi pilot pe avion, mi-au trecut multe prin cap și întotdeauna mi-au plăcut alimentele și băutura. Departamentul ăsta pentru mine a fost mereu foarte important, poate și prin prisma familiei și a unchiului meu, care mereu a lucrat în chestia asta. Dar așa mi-am început să-mi cresc cariera și golul meu a fost să fiu director de food and beverage. Din păcate am ajuns acolo foarte repede și la o vârstă foarte fragedă. Din păcate, nu? Din păcate, în ghilimele. Și de aceea, după aia mi-am schimbat golul, mi-am schimbat targetul, nu? Și am vrut să devin general manager. Gabriel Constantin ne-a dus prin locuri pe care alții le văd doar în filme. Până unde se termină semnul Trump, acolo e numai parcare. De acolo până la următoarea grilă e hotelul. Și de acolo în sus e numai rezidențe, deci sunt numai condominium, apartamente. Am 500 de apartamente, sunt 5 companii în clădirea asta. Deci ai companie de retail, după aia ai hotelul, după aia ai parcarea și după aia rezidențele. Deci toate sunt diferite și la sfârșitul lunii eu trebuie să le pun pe toate împreună să prezint un statement financiar. Deci, care trisează bine. Care trisează bine. Dacă nu, n-aș fi aici. Fără ăla nu avem interviu. Cât costă un apartament? Mai există, nu mai există primul? Se revând. Da, ok. Deci ai... poți să începi undeva pe la 600-700 de mii. Okay. N-am văzut mai ieftin atâta, dar s-ar putea să fie mai mici, care nu au fost la vânzare. Și cele mai scumpe, cea mai scumpă penthouse-ul a fost vândut la 17 milioane. 17 milioane? Da. De dolari? Da. Cel mai ieftin care l-am văzut eu era în jur de 600 de mii, dar e un studio. Cum se zice în România? O garsonieră. Ah, ok. Da, bun. Mihai, deci ideea este așa. Noi doi va trebui să muncim de acum încolo încă 300 de ani și ne putem împlini visul american. Venim aici și este în regulă. Da, incredibil. Da, 300 de ani, dar foarte mult. Adică fiecare zi, fără liber de sărbători. Am nevoie de tine să știu că facem treaba asta, da? Ok, bine. Iar pentru a ne bucura de cea mai bună vedere, Gabriel ne-a dus pe acoperiș. Aici ai tot orașul la picioare. Liftul ăsta a fost cel mai rapid lift din lume în 2008, când a fost deschisă clădirea. Mi s-au înfundat uricle. La 70. Nu cred, serios? Mamă! Nu. Deci ea nu e româncă, nici nu știe strada principală din Cluj. Deci în timpul zilei când ne e dor de Dumnezeu, venim aici să... fim aproape. Dacă se poate, domnul manager, să rezolvăm această situație. Nu, antena 3. E un 3 aici, e un 3, într-adevăr. Ce te gândești când ai ocazia să fii aici? Că sunt deasupra lumii. Cum se zice? Un top of the world, nu? Și sunt aproape de Dumnezeu nostru, nu? Ești o persoană credincioasă? Sunt, da. Mama este foarte credincioasă și sora și tot așa am crescut și eu. Îmi pare rău că n-am timp să mă duc la biserică mai des. România e aici, toată gașca. Trei e măcar. Exact. Alături de Gabriel și Claudia am ajuns în birourile administrative ale Trump Tower. Aici găsim pe masă cărți despre România, poze de familie și sute de semnături de la foști angajați din toate hotelurile unde Gabriel a lucrat. Ăsta e pentru meci? Da. Ținem dintr-o parte și cealaltă și... Asta e dintre meci, România se poate. Trebuie. Nu la fotbal, sunt atât de supărat. Cu fotbalul? Da. Suferi, nu? Ți-e dor de echipa de aur? Mi-e dor de echipa de aur, da. De aur sunt și miile de români talentați care au plecat în străinătate, români pe care îi bucură orice telefon de acasă. Oh, salut, ce faci, Mihai? Hey, Gabriel, te îmbrățișez, mă bucur mult să te văd. Și eu la fel, de asemenea. Mă bucur că există accent și pe poveștile de succes și poveștile pozitive cu români. La 30 de ani de la Revoluție, oamenii trebuie să vadă poveștile astea care se inspire, care să-i bucure și e genul de poveste care îi va bucura foarte mult pe ai noștri, n-am nicio îndoială. Sper. Oricum e de lăudat ideea.
Doi români de succes cu dorința de a deveni cei mai buni stau la aceeași masă. Claudia și Gabriel ne povestesc și părțile frumoase ale meseriei. Vreau să-mi povestiți și eu o chestie amuzantă legată de voi de la muncă, dacă aveți și o poveste amuzantă. Da, ne place să facem pariuri. Multe. Nu pariem la cazinouri sau nicăieri, dar facem pariuri la muncă și în special sunt pe performanța financiară. Claudia mereu se uită la paharul jumate gol și eu îl văd jumate plin. E același pahar până la urma urmei. Și vrei să le spui tu povestea? Ultima dată am făcut pariu, l-am pierdut și am făcut sarmale pentru toți angajații. Nu, cred așa ceva. Câte sarmale a trebuit să faci? Au făcut 3 pe persoană, cred că 1500. Da. Am stat în bucătărie. Da, am făcut și mămăligă, am făcut mămăligă, tot meniul. Da, da, și cârnați. Da. Deci, încă știi să faci sarmale. Cu ajutor, da. Vreau să știu dacă a pierdut Gabriel vreun pariu. Păi nu, că pariu e numai one way. Da. Cum se zice? Da, nu există, nu există. Deci facem pariu, dacă pierzi, faci asta. Dacă pierzi, nu mai nimic. Roadele muncii lui Gabriel le vezi de cum intri în birou. Toți pereții sunt plini de premii din lumea ospitalității. 2013, 2014, 2015. 16, 17 și 18. Și 18. Și fiecare an. Da, Forus 5 Star. Și anul ăsta? Păi, trebuie, nu? Și acum avem 5 Diamond by AAA. La fel, am început din 2011 până în 2018. Inspected and approved. Mm-hmm. Practic, înseamnă că cineva din partea lor, nu un specialist, vine, da, în hotel, se cazează și... face tot serviciul de la cap la coadă și după aia îți dă premiul în funcție de câte puncte ai. Voi, practic, sunteți the best. Încercăm. Și aici? Și aici avem altă companie care face ratinguri. Mm-hmm. E de American Academy of Hospitality Services. Și de asemenea suntem în eșalonul de top. Și aici ce premii mai e? Aici sunt niște premii ale hotelului. Două care îmi plac mie mai mult. Aceasta este, am câștigat Manager of the Year când am lucrat la hotelul intercontinental din Cleveland. Mm-hmm. Și de asemenea am câștigat Manager of the Year când am fost în Boston. Alea sunt niște premii care sunt foarte unicate și rar de luat. Greu este și pentru Gabriel să-și imagineze cum o țară ca România nu este atât de vizitată pe cât ar merita de străini din toată lumea. Un prieten de-al meu a venit din Cleveland și era șeful meu, directorul de food and beverage. Și el vrea să viziteze cât mai multe țări în lume. Și la momentul ăla era la 140 vizitate. Și am zis, n-ai venit în România, vii la noi la nuntă. L-am dus în Parcul Cismigiu și era restaurantul ăla pe insulă, unde eu nu mi-am permis niciodată înainte să plec să mă duc. Că era un restaurant mișto până, da, să plec eu. Și am mers acolo... În paragină. Cred. Cu serviciul ăla, cum să nu fii în paragină? Cine s-ar mai zice înapoi? Ce vrei să beau? I want a Coke. Normal că i-a adus un Pepsi. Și a zis, nu, vreau Coca-Cola. N-avem decât Pepsi. Vreți Pepsi sau nu vreți Pepsi? Și eu îi traduceam. Zic, domnule, vorbiți un pic mai frumos, că nu înțelege românește, dar tonul nu sună bine și totul. Deschide sticla și eu las acolo. And Michael, de aici, zice, da, gheață nu ne dă? Și zic, vă rog frumos, ne aduce și nouă puțină gheață și mi-aduc aminte, n-o să vin niciodată. Vine cu o farfurie, cu un cub de gheață și îi pune cu ăla de gheață. Ăla este nivelul serviciului. Noi avem o țară atât de frumoasă de arătat, dar lumea nu... Când vine odată și li se întâmplă aia, când vine înapoi aici, ce zic? Mă, e frumos, dar serviciul... Dacă noi suntem o țară de oameni atât de ospitalieri și primitori și călduroși, de ce oferim serviciile alea? Cred că dacă noi ca țară reușim să rezolvăm problema aia, turismul va zbura. Nu există țară mai frumoasă ca noastră în Europa. Iar de asta i-a convins pe toți cei apropiați, indiferent de naționalitate. I-a făcut pe toți cei din jurul lui să iubească mâncărurile românești și tradițiile. He's Venezuelan and his favorite food in the world is mici. I heard that one. And fries. That's kind of weird, but like that's what he loves the most. A top chef? Like, his favorite meal would be mici? I love it.
Look, fries, meat, we are master and beers. That's it. And he has Romanian master. Master. He has Romanian master. Master here. And I have meat too. No, oh my god. Give me a second. I'll come back. He's gonna break the master. We have Romanian master. And he has Timișoreana too. Ați făcut ziua națională României aici? Da. Ce le-ai dat meniul? Le-ai pus armale? Le-ai făcut? Deci am făcut, două stații. Una avea sarmale, ceafă de porc, mici, totul. După am avut una de supă, în care am făcut ciorbă de burtă, ciorbă de perișoare și ciorbă țărănească. Supele, să fii cinstit, le-am luat după internet. Da. N-au ieșit. Am sunat-o pe mama. Mamă, cum fac ouăle, că nu-mi este ciorba de burtă? Și la ora 3 încă făceam ouăle cu ciorba de burtă, cu aoleu, nu arată la fel. Uite-te la poză, ce facem, mai avem 2 ore. Vorbeam cu consulul, cred că tăiem ciorba de burtă, avem numai 2 ciorbe. Nu, ne trebuie ciorba de burtă, hai, mai facem ciorba de burtă. Doamne, gustul românești aici, e la cel mai luxos hotel din Chicago, parcă nu știu să crezi că faptul că tu ai putut, știi? Prin tine, practic, s-au dus toate lucrurile astea aici și cumva să nu se uite, adică să aduci aici puțin din cultura românească și să promovezi, adică uite, chiar și bucătarul șef care e din Venezuela, până la urmă să îndrăgească mâncarea românească datorită ție, adică... Încă lucrăm la sarmale cu el. O chestie pot să zic, fac mămăligă mai bună ca el de 100 de ori. Odată ce intrăm în bucătărie, descoperim că în frigiderele hotelului de lux nu lipsesc micii și cârnații românești. So, my small cooler, but we have all down here. We have Romanian beer for the mici, eggplant salad, beignet salad. My favorite, mici. All of them we have here in this freezer, mitch. At least 200, 550 mitch here. When I started cooking from Romanian, the ciorba de burta was difficult and sarmale. But that's 1 year ago. Right now, everything was great. I can execute perfect ciorba de burta, ciorba de perișoare, mitch, sarmale. Îndrăgostit de România, bucătarul șef poartă pe tunica alături de steagul american pe cel românesc și servește pe cei de-ai casei cu o bere românească. Noroc! 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 It's good. It's very refreshing, light, fantastic beer. The best palinka is at my house. At the basement. I have a few kinds of palinka, so I like the Satu Mare the best. You know how he calls the palinka? No, how? Agua de los Muertos. Agua de los Muertos? Yeah, because we had a couple of parties when they drank so much that the last shot was palinka and it killed them. So they think that the palinka killed them. I do remember my ears getting hot and red. I do remember that. I said, what is going on with this? I couldn't believe it. And then next thing I know is that I wake up the next day. That's the palinka's effect. Sau, mai bine zis, acesta este efectul lui Gabriel. Cât de mândru ar fi tata acum? Am pescuit? Unde l-ai duce? Cu plăcere amândoi. În Miami? În Miami l-aș duce prima oară, da. Nu cred că i-ar place și aici, că pe lac nu sunt valurile așa de mari. El cred că era mândru de mine și cu ce am făcut cu Scrima și ce făceam acolo. Dar, nu știu... Eram foarte tânăr, deci când s-a îmbolnăvit el, eu aveam 12 ani. Deci încă nu vorbeam de viitor, încă vorbeam dacă vreau să fiu pilot de avion sau șofer pe mașina de gunoi. Dumnezeu le face pe toate pentru motiv. Poate dacă mai eram în viață, nu plecam niciodată. Și viața ar fi fost complet diferită. Totul se reduce la cine ești și ce vrei să faci cu viața ta. Nu contează, poți să te duci la școală 100 de ani. Dacă ieși de acolo și am mulți angajați care îi văd că vin din școală și vor să fie deja manageri. Nu vor să pună fundația carierei care este spălatul de vase. Asta zic, nu vor să spele vasele. Nu vor să spele vase. Vor să iasă din școală și să fie manageri. E ca și un leu, dacă muncești pentru el să-l câștigi la loto, e o diferență cum îl cheltui, nu? Au pregătit o surpriză. Deci au făcut sigla Antenei 3. Incredibil, uite și tu. Foarte tare. Ce mesaj ar fi mai potrivit acum decât că Antena 3 e și aici, la Chicago? Iar Gabriel se simte acum un învingător, unul modest totuși, însă care știe că mai are multe de spus. Există un next step? Next step va fi foarte greu. Este ca și cum ai fi
în vârful muntelui Himalaya și vrei să te duci mai înalt.